Președinte, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră între noi. Eu aș dori să vorbesc un pic despre situația comunității maghiare și despre viitorul nostru comun. Auzim de dimineață până seară faptul că problema comunității maghiare a fost rezolvată în mod exemplar de către statul român. Aș dori să vă prezint cum vedem noi această situație, pentru că, până la urmă, cred că doar noi putem să spunem cum ne simțim în România. Cum vedem noi modelul românesc de rezolvare a problemei comunității maghiare? Prima noastră problemă este faptul că, pur și simplu, nu suntem recunoscuți în această țară, în condițiile în care noi nu am venit aici, nu am migrat din motive economice, noi pur și simplu am rămas pe pământul nostru natal, doar granițele s-au mișcat peste capul nostru, noi am rămas în localitățile, în județele în care ne-am născut și s-au născut și părinții și bunicii noștri. Știm foarte bine cum a dispărut comunitatea germană din Transilvania, știm ce pierdere a avut comunitatea maghiară din Transilvania în ultimii 100 de ani. Procentul comunităților etnice din Transilvania în 100 de ani a scăzut de la 45% la 29%. Știm politica național-comunistă dusă de București în perioada 1960-1989, am un document de la PCR în care era stabilit anual câți români trebuie să se mută, de exemplu, la Târgu Mureș pentru schimbarea raportului etnic. Același lucru s-a întâmplat în majoritatea localităților din Transilvania, iar noi astăzi în Târgu Mureș avem probleme cu școlile, cu Universitatea de Medicină și așa mai departe. Suntem intimidați zi de zi, primind foarte multe mesaje de amenințare cu moartea, iar justiția din România niciodată nu a luat nicio decizie în această direcție. Deci aproape săptămânal primim amenințări cu moartea pe Facebook și pe alte căi. Aș vrea să vorbesc despre rolul presei în stigmatizarea comunității maghiare, foarte multe minciuni care apar în presa centrală, cu urmăriți pentru terorism. În momentul în care se încheie dosarele, nu se mai comunică absolut nimic în presa centrală, toată lumea rămâne cu ideea că noi suntem niște teroriști, cunoaștem cazul terorismului secuiesc, de la Târgu Secuiesc, unde tot așa o întreagă comunitate a fost stigmatizată de o bună parte a presei centrale. Vreau să subliniez acest lucru, sunt cazuri excepționale, avem și noi extremiștii noștri, dar nu se poate ca toată lumea, toată comunitatea să fie stigmatizată. S-a ajuns ca a fi maghiar în România să reprezintă un atentat la siguranța națională, ceea ce nu este de acceptat. Noi credem în modelul european de reglementare a problemelor minorităților. În acest moment, în Uniunea Europeană, sunt 19 regiuni autonome care nu sunt organizate pe criterii etnice. Nici Tirolul de Sud nu este o autonomie etnică, la fel cum nici Ținutul Secuiesc nu ne dorim a fi o autonomie etnică, deoarece nu există nicio localitate în Ținutul Secuiesc în care să locuiască doar maghiari. Locuiesc și români, locuiesc și romi și alte comunități, la fel cum este și în Tirolul de Sud. Noi considerăm prezența dumneavoastră ca o șansă pentru un nou început, pentru că ceea ce s-a întâmplat până acum nu a fost în regulă. Deci este o oportunitate să construim împreună un viitor mai bun. Trebuie să pornim de la declarația de la Alba Iulia. Sunt promisiuni care nu sunt respectate de aproape 100 de ani. Ținutul Secuiesc nu este cea mai săracă zonă a țării, așa cum se spune la București. Cotizăm mai mult la bugetul național decât media României. Din păcate, așa arată România reală în acest moment, cu un București imens și cu restul țării care devine din ce în ce mai slabă din punct de vedere economic. Prin regiunea de centru, în acest moment, faptul că suntem cu alte trei județe mult mai bogate, Sibiu, Brașov și Alba, pierdem în ciclul 2014-2020 170 de euro pe fiecare locuitor din județele Harghita, Covasna și Mureș. Deci 180 de milioane de euro pierde regiunea, fonduri europene, pentru că suntem în această regiune. Maghiarii, din păcate, nu sunt respectați în această țară, domnule președinte, și asta trebuie să schimbăm. Noi dorim un parteneriat strategic între România și comunitatea maghiară. Suntem convinși că România va fi un stat puternic atunci când va exista această
acest parteneriat strategic. Noi nu vrem să luăm nimic de la nimeni. Vrem ca limba maghiară să fie a doua limbă oficială în Ținutul Secuiesc, alături de limba română. Vrem crearea regiunii de dezvoltare a Ținutului Secuiesc, dorim proporționalitate etnică, crearea unei autonomii teritoriale și fiscale și acceptarea steagului secuiesc, pe care întotdeauna l-am pus steagul alături de steagul României și al Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi!